Deși consilierii locali ai Marelui Partid Național Liberal au solicitat sprijin din partea autorităților locale și al colegilor de la Partidul Social Democrat pentru un proiect de hotărâre, se pare că nu au avut succes. În proiect se cerea inițierea de demersuri pentru înființarea unei grădinițe în cartierul Opcin. Spațiul revendicat este sediul actual al Agenției de Protecție a Mediului, imobil care inițial a fost construit cu destinația grădiniță. Vă faceți că nu înțelegeți ce se dorește prin proiectul ăsta de hotărâre. Deci, pur și simplu, dorim să faceți acele demersuri legale pentru ca în Opcin să funcționeze o grădiniță cu program de înlocuire. Deci nimic ilegal, nici vorbă de colectivizare, naționalizare, nu știu ce termeni ați mai folosit dumneavoastră, ci să faceți acele demersuri. Și vreau să vă aduc aminte că ați promis că dacă vom veni cu un proiect de hotărâre, veți face tot ce trebuie. Domnule primar, nu e foarte complicat. Solicitați guvernului să găsească soluții legale pentru ca acel spațiu, acea clădire, să treacă la primărie, iar dumneavoastră să o folosiți și noi, municipalitatea, să o folosim ca și grădiniță. Eu nu sunt împotriva înființării unei grădinițe, dar numai dacă este absolut necesar. Deci doresc un studiu de oportunitate, efectuat de o firmă de specialitate, specializată, care să ne arate evoluția demografică, dinamica demografică a populației din cartierul Opcin, dacă într-adevăr, și în fine, și mai sunt și alte elemente care trebuie luate în considerație și dacă este necesar într-adevăr acea grădiniță. Dacă îmi permiteți, doamna consilier, cu tot respectul pentru dumneavoastră, vă spun, fără dar și poate trebuie grădiniță și o prioritate de grad 0 în cartierul Opcin să avem o grădiniță cu program prelungit. Ca unul care a făcut o grădiniță în cartierul Opcin, în strada Slătioare, de când sunt primar, este necesară numai decât o grădiniță program prelungit în cartierul Opcin și vă spun și de ce. Deși au început în paralel să apară grădinițe private, odată cu criza economică, tarifele acolo sunt mari și oamenii nu-și mai pot, cetățenii nu-și mai pot permite să plătească aceste tarife. Deci este presiune din partea cetățenilor din cartierul Opcin, fără să facem niciun studiu, un cartier atât de mare, care are, cât domnul Barcu, 10-15.000 de locuitori, să avem o grădiniță în cartierul Opcin numai decât și trebuie să găsim o soluție. Deci oportunitatea, necesitatea, nu se pune problema despre grădiniță, program prelungit în Opcin. Important e unde o facem și cum o facem. Aici, sigur, încă o dată spun domnului Barbă, măsură în care Consiliul Local votează acest proiect de hotărâre, voi face demersurile necesare. Eu nu sunt atât de optimist ca dumnealui că putem la sediul unei instituții care funcționează acolo. Aleșii socialdemocrați nu neagă că este nevoie de o grădiniță cu program prelungit în cartierul Opcin, însă nu sunt de acord ca Agenția de Protecție a Mediului să fie mutată. În acest sens au făcut și un amendament care însă a picat, cum de altfel și solicitarea liberalilor nu a primit vot favorabil.